Elevii și preșcolarii din Orșova se bucură de noi condiții de studiu. Primăria a obținut fonduri europene pentru dotarea unităților de învățământ cu mobilier și echipamente de ultimă generație. Elevii de la unitățile de învățământ din Orșova învață de acum în condiții moderne la standarde europene. Aceștia beneficiază de noi condiții de studiu datorită unui proiect cu finanțare europeană obținut de către autoritățile locale pentru dotarea școlilor și liceelor cu mobilier și aparatură de ultimă generație. Echipamentele au fost instalate și au ajuns atât în cele două licee, cât și la școlile gimnaziale și la grădinița numărul 1 din Orșova. Elevii vor învăța în clase noi adaptate cerințelor actuale cu mobilier modern și aparatură digitală performantă. Investițiile includ și dotarea laboratoarelor unităților de învățământ pentru ca educația elevilor la școală să țină pasul cu cerințele actuale. Există mobilier nou pentru mai multe săli de clasă, atât din cele două licee, cât și din cele două școli gimnaziale. În privința echipamentelor, laboratorul liceului Trean Lalescu va fi dotat cu o tablă interactivă, 31 de laptopuri, un sistem de sunet, imprimante 3D, camere videoconferință, rutere wireless. Iar la laboratorul de la liceul tehnologic Dierna vor fi instalate 26 de laptopuri, sisteme de sunet performante, dar vor fi dotate și sălile de clasă, atât din incinta liceelor, cât și a școlilor gimnaziale, Panfil și Icaru și Petru Dumitru, cu echipamente IT de ultimă generație, mobilier și table interactive. Valoarea proiectului pentru dotarea unităților de învățământ din Orșova este de aproximativ 440.000 de euro, iar finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primarul municipiului Orșova, Marius că a acordat întotdeauna o atenție deosebită domeniului educațional. Tocmai de aceea a dorit să modernizeze unitățile de învățământ pentru ca elevii să poată studia în cele mai bune condiții.